Hai, salut, sunt Taxo și astăzi vă dau setările de la IAFC24 Game Setting, Controller Setting și alte nemunii pe acolo, noile chestii apărute în setările de la IAFC24 și ce s-a mai implementat nou pe acolo. Așa că, deci tu frumos acolo, un like, bagă like-ul acolo, dă subscribe-ul și apasă clopoțelul și nu uita că dacă te abonezi, poate primești un IAFC24. Let's go, hai să dăm drum cu setările, bam! Bun, suntem pe setări și le luăm în ordine pe toate, le discutăm și vedem care e mai bună și care nu e bună și ce trebuie făcut, da? Mergem în preseturi, aici la preset avem competitiv și custom. La custom, nu știu, degeaba umblați la custom, că nu vă ajută cu nimic, pentru că atunci când jucați în rival sau în weekend league sau în meciuri astea competitive, se aplică setările acestea. Degeaba le puneți voi pe custom, că atunci când intrați în rival sau în weekend league, se pun automat competitiv. Da, aici nu vă recomand, lăsați așa competitiv cum e default, veni din fabrică, să zic așa, și trecem pe shooting. Autoshot e off, assisted header off. O chestie șmecheră băcatul anul ăsta, la shoot assistant aici, în afară de assistantul care e din default și te ajută să tragi la poartă, apeși pe cerc, pac, frumos, și un pic spre direcția porții și o șutează în direcția aia. Au băgat manualul, era dinainte, dar e foarte greu pe manual. Cei care ați încercat pe manual să trageți la poartă cu manual, ați văzut că e destul de greu. Eu l-am încercat și avem precision. La fel, precisionul îți dă un timp de reacție mai mare, dar la fel e greu de controlat. Nu știu, mie mi se pare o chestie și o implementare făcută mai mult pentru cei care sunt pro player și elite player acolo sus. Nu știu, eu le-am încercat, am deja vreo 42 ore de joacă în continuu și vă zic cu inima, cu mâna pe inimă, vă zic lăsați pe assisted, că asta e ce trebuie. Trecem la time finishing. Time finishing-ul, dacă ești prima dată când joci FIFA și e primul an, îți recomand să-l lași pe off, pentru că ai tendința să apeși de mai multe ori pe căcatul ăsta de cerc ca să șutezi la poartă, da? Așa că lasă-l pe off, dacă e prima dată când joci FIFA. Dacă ai mai jucat FIFA, îți recomand să-l pui pe on. Eu îl folosesc pe on pentru că te ajută. Dacă te controlezi acolo în fața porții și știi să-l și folosești și ai un timing perfect acolo, te ajută foarte mult, enorm de mult în joc. Mai ales jucătorii care sunt acolo de divizia a doua, a întâia, e neapărat de folosit chestia asta. Trecem la passing, auto flare, off, true pass, semi-semi, ca și în anii trecuți, ground pass. Aici e o chestie nouă băgată, ground pass-ul. Le-am încercat și pe semi și pe manual. Assistant merge cel mai bine. Cross assistant, îi las assist, lob assist. Aici la cross am încercat și pe semi, să vă zic sincer, dar nu știu, nu mi s-a portat atât de să te ajute jocul pe semi, nu te ajută mai deloc. Adică când dai o centrare sau un German cross, cu cât ții mai mult pe buton, pe semi ar trebui să ducă mai mult mai departe, să zic, la bara, la prima bară, la a doua și la mama dreapta în praznic, să zic. Da, cu cât țineam mai mult apăsat, trebuia să ducă mai încolo. Dar e chestia că mingea uia razna se duce la mama dreapta, așa că lăsăm pe assisted. Low pass assisted, assisted, pass, receiver, low. Aici e o chestie, un tabu, să zic așa. Avem late, animation start și power up. Eu unul personal folosesc late pentru că ce înseamnă pass, receiver, low? Când ai apăsat pe butonul de pase și până pleacă pasa, până lovește jucătorul tău mingea să ducă pasa, ai timp să te răzgândești să muți analogul, în loc să-l dai în sus, îl dai în, nu știu, în spate, de exemplu, să dai pasa în spate. Ai timp să te răzgândești, asta înseamnă late. La animation start, exact când ai apăsat și a început animația, nu mai poți să umbli la pasă deloc, să o modifici, și la fel și la power up, e aceeași chestie, ai apăsat, s-a dus. Eu recomand late pentru că atunci când ai dat pasa și din cauza delay-ului și a conexiunii, poate vrei să te răzgândești. Ai apăsat pe butonul de X, nu ți-a plecat pasa în direcția unde ai vrut tu, între timp în direcția unde ai vrut tu a venit jucătorul advers ca să intercepteze și poți să o schimbi, așa că lasă pe late. Pe ce să-mi pas normal, sensitivity, e high, normal, lăsați-l pe normal, asta e default din fabrică, așa vine jocul cu ea, lăsați-l pe normal. La defending, auto clearance, clearance assistance, avem classic și de directional. Directionalul e venit de anul trecut, clasicul e de totdeauna, așa că lăsați pe direcțional. Mie mi se pare ok atunci când, nu știu, faci un tackling și recuperați mingea, se duce direct la un jucător selectat de voi, direct punct ochit, punct lovit, să zic așa, directional. Jockey move, manual, aici nu mai putem să schimbăm. Defending, aici este problema foarte mare unde mulți dintre voi, nu știu, poate anul ăsta e greu să vă apărați, pentru că jocul vine din fabrică cu Advanced Defending. Advanced Defending ce înseamnă? Că trebuie să folosești și X-ul și cercul, ambele, ca să poți să faci un tackling sau să iei mingea. Dacă folosești X-ul, vine un fel de tatonare din asta, umăr la umăr cu jucătorul advers și după aia trebuie să apeși cercul.
E la fel, o chestie nouă băgată și cred că ajută foarte mult top băieții ăștia care sunt pro player și elite player acolo. Nu știu, eu l-am încercat și asta, dar m-am dus înapoi pe tactical defending și asta vă recomand și vouă. E foarte greu aici și e chestia că mulți au făcut pe butonul de X să facă și tackling, da? Și știți prea bine, intrați în setările de la controller și puteți să modificați X-ul cu cercul și să faceți X pasă și X tackling, da? Același buton. Dacă vă duceți pe advanced defending, nu puteți să schimbați chestia asta și nu mai puteți să vă apărați. Așa că lăsați pe tactic ca în anii trecuți și o să fie bine, da? Pass block assist and on, switching, on air balls and loose ball. Vă recomand să lăsați on air ball and loose ball pentru că e cel mai bine. Avem și only loose ball atunci când pierdem mingea, automatic. Aici se schimbă automat și nu prea ai control asupra jucătorilor. Aici la mingile pe deasupra și manual. Manual e destul de greu, așa că lăsați on air ball and loose ball. E combinația perfectă, să zic așa. Auto switching assistance. Altă chestie, nu știu, eu folosesc none. Avem și low, high și na, da? Trei nebunii din astea, eu folosesc na. Să vă explic ce înseamnă asta. Pe low te ajută jocul să-ți schimbe jucătorii, da? Adică ai o minge, pleacă mingea, o dă peste tine, să zic, behind you. Îți schimbă jocul jucătorul și nu prea mai ai control. Să-ți schimbă așa puțin, te ajută, îți dă un hit, da? Pe high nu ai control deloc. Efectiv, dacă s-a dus o minge și tu vrei să selectezi, ai jucătorul A și jucătorul B și tu vrei să selectezi jucătorul A, jocul îți dă jucătorul B aici, să dă automat, îți dă jucătorul B, chiar dacă tu îl vrei pe jucătorul A, da? Așa că, ca să ai control total, mai ales acolo în spate, eu vă recomand să mergeți pe non sau pe low. Acum nu știu, încercați-le voi, eu merg pe non, vreau să am controlul de plin, total, asupra apărării, dacă vreau să iau jucătorul A, să-l iau pe jucătorul A, dacă vreau jucătorul B, să iau jucătorul B, da? Right stick switching, care folosiți analogul din dreapta, știți despre ce e vorba, aici avem classic, player rotation și adaptive. Adaptive e chestia cu cât ții mai mult, ții joystick-ul într-o parte, îți arată săgeata unde să selectezi să iei jucătorul, dar eu cred că durează foarte mult și nu ne înțelegem cu ea, adică cei care sunt în divizia a doua, a treia știu despre ce e vorba, că trebuie să fii cât mai rapid, mai ales în defensivă. Așa, player rotation, aici în jurul playerului, în jurul jucătorului, trebuie să așa și nu mi se pare ok, eu am lăsat pe classic, asta e cea mai ok. Să selectezi unde vrei tu, când vrei tu, fără să depinzi de nimic, așa că clasic, bun. Următoarea chestie e right stick switching reference. Referința de unde se face schimbarea jucătorului, da? Avem ball relativ și player relativ. La player relativ, să zic că e mingea undeva aici în centru și ai trei jucători, da? Și vrei să selectezi jucători din partea asta, din stânga, cum ar veni, când te uiți la mine în dreapta. Vrei să selectezi, trebuie să treci prin toți, da? Trebuie să treci prin toți. De exemplu, ai jucătorul A aici în mijloc, ai C-ul și B-ul. Și tu vrei să selectezi C-ul, trebuie să treci prin A și după aia să duci la B. Nu se duce direct mingea, da? Adică nu se duce direct mingea, nu poți să selectezi direct, să te duci direct acolo. De-aia mergi pe ball relativ. Efectiv, unde e mingea, ai dat analogul, zici că ai jucător aici și mingea aici, ai dat analogul în stânga, ai selectat jucătorul. Ball relativ, da? Asta folosesc eu, o să folosești tu dacă îți convine. Right stick switching sensitive. Aici mulți zic că hai să mergem pe 1 sau pe 0 sau hai să mergem pe 10. Sincer, am încercat și pe 0, am încercat și pe 10. Se vede oricum o diferență, dar dacă ești un jucător medium, să zic așa, ca și mine, poate mai sus, nu știu, depinde de fiecare parte, sau dacă ai mâinile mari, cum sunt eu, la o simplă atingere, dacă ești pe 10, s-a schimbat jucătorul, da? Am mâinile mari, uitați-vă, mi-a acoperă tot joystick-ul, da? La o simplă atingere, ai schimbat jucătorul, așa că vă recomand să lăsați default 4, cred că asta e defaultul, 4 sau 5, 4, în fine. Lăsați așa, că așa e cel mai bine, vă recomand. Next player switching, classic, aici nu mai are de discutat, cross the ball, goal side, aici lăsăm pe classic, pentru că atunci când folosești el unul ca să schimbi jucătorul, să-ți schimbe în apropiere unde vrei tu, adică nu, dacă pui cross the ball, aici se duce exact unde este mingea și poate tu nu-l vrei pe ăla, nu știu, vrei să ai de jucător, da? Ai A și B-ul, ca de obicei. Și ai mingea undeva la mijloc și tu nu vrei B-ul, dar jocul schimbă automat aici, cross the ball, te e mai aproape de mine, dar tu vrei A-ul ca să intercepționezi pasa pe care vrea el să o dea în jos, într-o laterală, de exemplu, da? Când ai cross the ball, îți dă automat pe B. Dacă pui clasic, poți să te duci și pe A. Asta e toată șmecheria. Și la goal side, îi dă pe cei din apărare, să zic, din spate, să zic așa. Și nu poți să-ți folosești CDM-ul. De exemplu, ai CDM-ul și tu ești undeva pe la mijloc, așa, și vrei să selectezi pe CDM.
Și nu-ți dă CDM, îți dă un fundaș și nu mai poți să te aperi, strigi linia de defensivă de acolo. Așa că eu vă recomand să mergeți pe clasic, cea mai bună setare, player lock on, icon switching off, adică peciulița aia deasupra jucătorului următor care trebuie să se schimbe, nu, eu las off, nu mă interesează, merge la dribbling, contextul la dribbling, off, orbit, dribbling. O chestie foarte nouă și foarte șmecher băgată anul ăsta implementată, dar la fel, nu e pentru jucătorii medium și un pic mai sus de medium, above medium. E pentru elite player și e greu de stăpânit. De ce? Pentru că folosește el 1 și el 2, da? El 1 și el 2 îți bătă la cu care tu faci dribbling și mai faci shield cu el, da? Nu știu, eu unul am încercat, mi se pare foarte dificil să folosești în același timp și el 1 și el 2, ținând cont că trebuie să mai faci alte nebunii, să fii atent și în alte părți. Încercați și voi, eu prefer să fie off, eu zic că asta e cea mai bună opțiune, așa că luați și încercați-o voi, vedeți voi cum e. La goalkeeper, lăsăm pe semi, că nu ne interesează aici save assistant, avem și assistant și semi. Eu zic că lăsăm pe semi, ca să poți să-l mai scoși din poartă când ai nevoie și să mai îl muți acolo, da? Toată lumea știm ce înseamnă să mută în portare. Și mergeți la control preference, aici analog spring off. E o chestie aici, mulți joacă și cu on. Eu prefer off, să vă explic ce înseamnă off. Analog sprint off e ca o pedală de gaz. Cu cât apeși mai tare pe sprint, cu atât jucătorul tău se duce mai în sprint mai tare, să zic așa. Și asta te ajută, mai ales când faci jockey move-ul ăla în defensivă și te aperi, ții el 1 cu el 2 cu R2 și te aperi, da? Cu cât apeși mai tare, cu atât pleacă jucătorul mai tare. Exact ca la mașină, cu cât apeși pedala, cu atât te duci mai tare. Pe on, într-adevăr, îți controlezi tu viteza, de fiecare dată când pleci în sprint, trebuie să dai de analog ca să-și ia viteză și mai mare, și mai mare, și mai mare. Dar gândiți-vă că cu același analog trebuie să faci și dribbling-uri și tot felul de skills-uri, așa că, nu știu, la decizia voastră, eu prefer off. Trigger effect, să ai la R2 și la L2, să aveți o rezistență, să o pună joystick cu rezistență, ca să apăsați cât de greu se poate, nu știu, mie nu-mi place chestia asta. Vreau să simt când am apăsat se ducă triggerul până jos, e pe off și vibrația off. No, cam asta au fost setările. Dacă aveți întrebări, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Dacă v-au ajutat aceste setări, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Și ca de obicei, eu am fost Taxo și vă zic să fiți cuminte. Ciao!